Cu ajutorul Dumnezeu, astăzi vreau să vă vorbesc despre cei 5 stâini din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură. Și încă de la început vreau să spun că nu doresc să fie înțepați nimeni de acești stâini, ci doresc doar ca să vedem ce rol au avut în planul de mântuire al omenirii. Dumnezeu se folosește de orice lucru și putem vedea că în Scriptură Dumnezeu chiar se folosește de stâini. Și primul stâin despre care vreau să vorbesc este spinul ca și blestem. O spinii ca și blestem. Geneza, capitolul 3, versetul 17 și 18. Spune așa. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. Spin și pălămidă, un rezultat al blestemului rostit de Dumnezeu pentru oamenii care au căzut în păcat. Îmi imaginez în Dumnezeu când Adam și Eva au păcătuit și Dumnezeu le-a zis, din cauza voastră acum pământul este blestemat. Din pricina voastră vor ieși spini și pălămidă. Și din acel moment totul s-a schimbat. Trandafirii au început să facă spini pentru prima dată. Gândiți-vă că trandafirul a fost creat și a fost totul frumos. Și puteai să culegi un trandafir fără să fii înțepat. Pentru prima dată trandafirii au făcut spini. Și mi-l imaginez pe Adam, mi-l imaginez pe Eva, ce delectare erau pentru ei să muncească pământul. Gândiți-vă, până să rostească Dumnezeu acest blestem, până să păcătuiască. Ce delectare! Puneai sămânța și făcea să rodească imediat. Nu mai trebuia să sape, pentru că nu ieșeau spini. Deci nu existau spini. Era o delectare și o plăcere să muncești la pământ. Nu ca acum, te duci, ai pus și trebuie, ai pus în pământ sămânța și apoi de 2-3 ori trebuie să te duci să sapi, să dai la o parte pălămida, spinii. Mă gândesc ce delectare era pentru Adam și Eva până să rostească Dumnezeu blestemul să-și lucreze pământ. O delectare. Ce s-a mai întâmplat atunci când a rostit Dumnezeu blestemul? Părtășia omului cu Dumnezeu s-a rupt. Omul care a fost creat să trăiască veșnic trebuia acum să moară. A fost tragic atunci pentru omenire. Dintr-o treabă ușoară, dintr-o viață ușoară, a trebuit să muncească și să iasă sudoarea pe frunte și să trăiască să taie spinii și pălămida. Însă, deși a fost tragic, Dumnezeu a venit cu o soluție. Domnul a venit cu o soluție. Spinii care l-au încoronat pe Mântuitor. Matei, capitolul 27, versetul 29, spune așa. Au împletit o cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap. Blestemul rostit de Dumnezeu într-o grădină, în grădina Edenului, a fost ridicat de Mântuitorul în cealaltă grădină, unde a fost
unde i s-a pus o coroană de spini. Ce a pierdut Adam când a fost alungat din grădină, așa zis mai înainte, părtășia cu Dumnezeu. Nemurirea sufletului, neprihănirea, accesul la prezența lui Dumnezeu. Lucrul pe care le-a pierdut omenirea. Dar slavă lui Dumnezeu că atunci când Domnul Iisus a avut coroana de spini pe cap și s-a lăsat răstignit, la cruce a recâștigat și ni le-a redat pe toate acestea. Tot ce am pierdut în grădina Edenului. Și spune Scriptura căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Ai putea să spui către cel din stânga și cel din dreapta. Dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă. Spune-i, tot ce ai pierdut în grădina Edenului, ai recuperat prin Iisus Hristos. Spune-i, tot ce ai pierdut în grădina Edenului, un refren dintr-un cântec al grupului de Messengers spune: ai ales piroane și spini să mor pe cruce în durere și chin. Să pot alege și eu acum între cer și iad. Iisus a luat asupra lui blestemul și l-a transformat în spinii iubirii. Spinii blestemului din grădina Edenului Domnul Iisus i-a luat asupra lui pe cruce și i-a transformat în spinii, i-a transformat în spinii iubirii. Și de câte ori vă uitați și vedeți o coroană de spini, trebuie să vă gândiți la acest lucru. Că Iisus a luat asupra lui spinii blestemului și a transformat în spinii iubirii. Și am salvării. Și am recuperat tot ce am pierdut din grădina Edenului. Am recuperat prin Iisus Hristos. El a luat asupra lui tot blestemul. Amin? Știți ce mi s-a părut interesant? Că Dumnezeu nu a dat la o parte spinii din planul de mântuire. Spinii pe care tocmai El spusese în grădina Edenului să fie un lucru rău pentru oameni. A folosit spinii și în planul de mântuire. Și un lucru minunat. În planul de răscumpărare Dumnezeu a folosit spinii. Apoi, în al treilea rând, putem descoperi în Scriptură spini care îți modelează viața. Spini care îți modelează viața. Nu știu dacă îl vedeți bine, acest spin. Se vede? Da. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7 la 10, spune așa. Iată cum își descrie Pavel spinul. Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Vedem în versetele care le-am citit cuvântul a pălmui. Dumnezeu a îngăduit un spin pentru Pavel să-l pălmuiască. Să-l pălmuiască. Și ce înseamnă a pălmui?
o lovitură, după lovitură, după lovitură și după lovitură. A pălmui. Este aceasta o descriere a vieții tale? Acum? Simți că ești mereu pălmuit? Simți mereu că ești pălmuit? Vreau să vă spun un lucru foarte important. Viața creștină este o serie de binecuvântări, dar și o serie de pălmuiri. Și vă repet încă o dată și aș vrea să spuneți că cel din stânga, cel din dreapta sau din spatele tău sau din fața ta. Viața creștină este o serie de binecuvântări, dar este și o serie de pălmuiri. Ați spus? Vreți să vă spun cum era pălmuit Pavel? 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 24 la 30. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost înfroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Cum era pălmuit Pavel? Cum ești pălmuit tu? Cum simți că ești pălmuit astăzi? Ai simțit pălmuirile în ultima perioadă? Poate unii să spună că mai mult decât ceilalți. Spui, Doamne, tot am pălmuit am fost. Alții poate mai puțin. Dar să nu uităm că Dumnezeu a îngăduit aceste pălmuiri lui Pavel. De ce? Pentru că iubea? Da. Pentru că vrea să rămână pe calea Domnului și să facă tot planul care era cu privire la Pavel. Da. Apostolul Pavel făcea semne și minuni. Se întorceau oamenii la Hristos. Da. Și totuși era pălmuit. Și totuși spinul era și la el în coastă. Înțelegeți? Viața creștină este o serie de binecuvântări și o serie de pălmuiri. De ce permite Dumnezeu pălmuirea? De ce crezi că Dumnezeu permite pălmuirea? Noi am văzut la Pavel cum s-a manifestat, așa cum a văzut el, cum a înțeles el. De ce permite Dumnezeu? Pentru a ne ține smeriți. În primul rând, pentru a ne ține smeriți. Ca să nu mă îngânf, spune Apostolul Pavel. Ca să nu mă îngânf, Dumnezeu a îngăduit un spin. Să nu mă îngânf. Apostolul Pavel, prin care Dumnezeu lucra extraordinar. Dumnezeu a îngăduit un spin și pălmuit ca el să nu se mândrească. Să nu se mândrească. Și te-ai gândit că poate una din pălmuirile tale s-ar putea ca Dumnezeu să ți le îngăduie ca să te mențină smerit. Adică ce înseamnă? Ca toate realizările care le ai să fie spre gloria și spre slava lui Dumnezeu. Ca Domnul Iisus să fie onorat în toate lucrurile. Și să nu ne luăm niciodată un merit asupra noastră. De ce permite Dumnezeu pălmuirea? Pentru a ne menține smeriți. Ții minte când te-a smerit ultima dată Dumnezeu? Apoi, de ce permite Dumnezeu pălmuirea?
pentru a se asigura că ducem o viață în care depindem de El. Dumnezeu vrea să ne facă dependenți de El. Și de câte ori o luăm singur pe cale, de câte ori ne luăm noi meritul, Dumnezeu îngăduie câte un spin, câte o pălmuire, ca tu să fii dependent de El. Să înțelegi că viața de credință trebuie să o trăiești în dependență de Dumnezeu. Un vers dintr-o cântare spune: și când spinii rău mă împung și n-am unde să mă ascund, când furtuna e tot mai grea, vino și tu în casa mea. Când se întâmplă să fii pălmuit, atunci ești în stare să-L chemi pe Dumnezeu, să spui: Doamne, vino, am nevoie de Tine. Sau îți plângi de milă, sau cine știe ce faci și nu înțelegi. Atunci când treci prin încercare, când ești pălmuit, când simți solul Satanei, sau ar trebui să vii la picioarele Domnului Iisus și să venim la picioarele Domnului Iisus și să-I spunem: Doamne, vino și în casa mea. Vino și lucrează și binecuvântează. Apoi, de ce suntem pălmuiți? Pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Suntem pălmuiți pentru a învăța un anumit lucru. Dumnezeu niciodată nu lasă la întâmplare o încercare, o pălmuire, un spin în viața ta, dacă nu ar dori să înveți ceva din acel lucru. Deci toate încercările prin care treci au un scop. Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Cel mai trist lucru este când un credincios nu învață nimic după ce trece prin încercare. Nu a învățat lecția pe care Dumnezeu vrea să-i dea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune ca întotdeauna să învățăm lecția pe care vrea să ne dea Dumnezeu. Amin? Amin. Apoi, Dumnezeu ne pălmuiește pentru a ne ridica la un alt nivel. Îngăduie pălmuirea din viața ta și încercarea pentru a te ridica la un alt nivel, mai mare decât la care ești tu. Dacă înțelegi lucrul acesta, știi ce-i spune? Îți mulțumesc, Doamne, pentru pălmuirea aceasta. Dacă înțelegi că El ar vrea să te ridice, că El, de fapt, e pentru, bine pentru tine, ai începe să-i mulțumești Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc acest fiind. Dacă te simți atât de înțepat de spin, să știi că pișcăturile și înțepăturile spinului îți betonează pielea și credința. Dacă simți că ești așa, atât de mult înțepat, să știi că pielea, acolo unde ești înțepat, ți-o întărește pielea și credința. Amin? Și data viitoare, când vei fi din nou înțepat acolo, nu vei mai simți durerea. Să vă spun o întâmplare. Latinul Aulus Gellius, în Nopțile Atice, povestește despre un sclav roman numit Androcle. Într-o zi, acest sclav roman a întâlnit în pădure un leu rănit la picior. Și a găsit o țeapă în picior. Și a făcut curaj, s-a dus la acel leu și a scos acel spin, acel țepuș din picior. Și între leu și Androcle a devenit o prietenie extraordinară. Se înțelegeau foarte bine. Însă la un moment dat a fost prins acest sclav și a fost prins și leu. Și la Roma, în cușca de lei, a fost pus acest sclav, Androcle, și a fost ținut leu, și interesant că s-a nimerit chiar acest leu la care a fost
la care a scos Androcle țepușul, s-a nimerit ca acest leu să fie înfometat 3-4 zile și să-i dea drumul în acea aulă și să-l mănânce pe acest sclav. Însă, ce credeți că a făcut leu? Când l-a recunoscut pe Androcle, s-a dus la el și l-a lins pe mână și s-a gudurit pe lângă el și nu i-a făcut nimic și stătea să-l mângâie. Când a văzut împăratul acest lucru, l-a chemat pe Androcle și a dat drumul și lui și leului. Și se spune că leul și Androcle, până la sfârșitul vieții, au trăit și s-a fost o prietenie extraordinară între ei. Toată aula, când au văzut lucrul acesta, au cerut împăratului să fie eliberat sclavul Androcle. Acum, de ce v-am spus această întâmplare? Se întâmplă să scoți spini de la cei din jurul tău. Se întâmplă ca tu să scoți de multe ori spini de la frații tăi, de la surorile tale, de la prietenii tăi, să trebuiască să-i scoți spini. Și Dumnezeu îngăduie spini în viața noastră ca să învățăm să ne scoatem unii de la alții. Fiți atenți! E foarte important. Te rog, spune către cel din stânga și cel din dreapta. Dumnezeu îngăduie spine în viața noastră ca să învățăm să ne scoatem unii de la alții. Amin? Și după ce învățăm să ne scoatem spinii unii la alții, să devenim cei mai buni prieteni și frați, așa cum era Androcle și cu leul. După ce ne scoatem spinii unii la alții. Însă, trist este că de multe ori se întâmplă ca după ce ne scoatem spinii unii la alții, în loc să devenim cei mai buni prieteni, ne mușcăm unii pe alții. Deci după ce scoți spinul la prietenul tău, la fratele tău, după un anumit timp, vrei să-l muști. Leul, sănătate. Leul l-a recunoscut pe Androcle că a fost cel care l-a salvat de spin și a scos spinul. Și noi de atâtea ori ne scoatem spinii unii la alții și când vine momentul recunoștinței, atunci, în loc să devenim cei mai buni prieteni, cei mai buni frați, încercăm să mușcăm mâna celui care ne-a scos spin. Este trist, dar este adevărat. Dumnezeu să ne ajute să fim recunoscători, așa cum a fost leu. Cum a fost leu, care în firea lui stătea să muște și să mănânce și putea să uite că i-a scos Androcle spin. Însă, Dumnezeu a îngăduit ca să ne scoate în spinii unii la alții, ca să devenim ce? Cei mai buni prieteni și cei mai buni frați. Și să nu ne mușcăm după aceea. Amin? Are sens. Are sens. Care ar trebui să fie atitudinea noastră la aceste încercări și pălmuiri? Iacov, capitolul 1, versetul 2 la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează în răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ai privit tu ca o mare bucurie când ai trecut prin încercare? Când ai fost înțepat? Când ai fost pălmuit? Ai privit tu? Ai spus tu, Doamne, sunt atât de bucuros că trec prin încercarea asta. Doamne, sunt atât de bucuros că ai îngăduit un spin să mă înțepe. Doamne, sunt atât de bucuros că Tu vrei ca eu să fiu cel mai răbdător copil al Tău. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Doamne, Tu vrei să mă faci cel mai răbdător. Cel mai răbdător om. Și când trecem prin încercare, în loc să fim cei mai bucuroși, suntem cei mai triști. Doamne, de ce îngădui? De ce îngădui, Doamne, să trec din nou prin încercarea asta?
De ce mă pălmuiești, Doamne? De ce îngădui să fiu înțepat? În loc să privești ca o mare bucurie, slavă ție, Doamne, că tu lucrezi la viața mea. Slavă ție, Doamne, că tu vrei să mă transformi și să fiu cel mai răbdător credincios. Amin. Amin. Apoi am observat în Sfânta Scriptură spinii care te fac neroditori. Marcu, capitolul 4, versetul 7. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au unecat-o și n-a dat roadă. Și Marcu, capitolul 4, versetul 18 la 19, spune așa. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Deci a crescut planta, spicul și la un moment dat spinii ce au făcut? Au înăbușit-o, au înăbușit planta și au făcut-o neroditoare. Cum te simți în ziua de astăzi, în momentul acesta? Ești un creștin roditor? Cum te simți tu? Dacă ar fi ca Dumnezeu să te întrebe acum, acest moment, și să tu să răspunzi în dreptul inimii tale, cum ești tu? Ești un creștin neroditor sau ești un creștin roditor? Și spun aceste versete. Ce te face să fii neroditor? Grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, poftele altor lucruri. A nu da roadă, știi ce înseamnă? Să nu câștigi suflete niciodată pentru Domnul Iisus și să nu se vadă roadele Duhului Sfânt în viața ta. Și anume, să nu se vadă dragoste, să nu se vadă bunătate în viața ta, să nu se vadă blândețe, să nu se vadă înfrânarea poftelor, să nu se vadă credincioșie, să nu se vadă îndelungă răbdare, să nu se vadă bucurie, să nu se vadă pacea în viața ta. Ce te neacă pe tine? Ce ne neacă pe noi de nu aducem roadă? Dumnezeu să ne ajute pe toți. Și să fim creștini roditori. Te rog, întoarce-te către celul din stânga și în dreapta. Spune, fii un creștin roditor. Dumnezeu vrea să fii un creștin roditor. Să nu te nece nimic. Amin? Și ultimul tip de spin despre care vreau să vorbesc sunt spinii de care trebuie să scapi. Spinii de care trebuie să scapi. Și o să vă citesc din Sfânta Scriptură să vedeți despre ce vreau să vorbesc. Numerii, capitolul 33, versetul 55. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei care, pe care îi veți lăsa, vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimbi prin coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Ghimbi și spini care ne tot înțeapă și nu ne lasă să trăim o viață de biruință. O viață creștină de biruință și de bucurie. Și ce ar fi? Care ar fi acești spini care nu ne lasă să trăim o viață de biruință? Pentru că poporul, Dumnezeu a spus poporului Israel, dacă îi veți lăsa să trăiască, acele popoare pe care trebuia să fie distruse, vă vor fi ca niște spini în coastă, mereu. Ca niște ghimbi în coastă. Și în ziua de azi, care sunt acești ghimbi? Care sunt acești spini? Care mereu ne înțeapă și nu ne lasă să trăim o viață de biruință. Sunt anumite păcate în viața noastră pe care le-am avut înainte de Hristos. Și nu am renunțat la ele. Sunt anumite lucruri cu care ne-am bătut și ne-am lovit. Și am fost slab și am avut slăbiciuni înainte de a fi cu Hristos și încă nu am renunțat la ele cât suntem cu Domnul.
că suntem pe calea mântuirii. Sunt anumite ispite pe care le aveam înainte cu Hristos și încă nu am renunțat complet la ele. Și ele mereu în viața noastră de credință vor fi ca niște spini. Mereu ca niște spini și niște ghimpi în ochi. Și am să vă spun câteva lucruri care ar putea să fie acești ghimpi, acești spini. În viața unui creștin. În primul rând ar putea să fie neiertat. Dacă înainte de a fi credincios, nu puteai să ierți pe cineva. Și după ce te-ai întors la Hristos, din nou nu poți să ierți și nu vrei să ierți sau nu lași, acesta va fi în viața ta mereu ca un ghimpe. Ca un ghimpe. Ca un ghimpe. Poate să fie altceva. Mânia. Dacă înainte erai mânios, înainte de a fi creștin, și ești mereu mânios și după, și n-ai renunțat să mai fii mânios, va fi mereu ca un ghimpe în viața ta de credincios. Poate să fie lucruri pe cum fumatul, dacă erai fumător și băutor de mult vin, înainte de a fi Hristos, și după Hristos, ai lăsat lucrurile acelea, ai lăsat în continuare fumatul, ai lăsat băutura în continuare în viața ta, lucrul acesta în viața ta va fi mereu ca un ghimpe. Nu te va face să fiu, să ai o viață de biruință. Dacă înainte urai pe cineva și după ce l-ai primit pe Hristos, încă urăși și ai îngăduit să rămână în viața ta anumite, să mai urăși pe anumite persoane. Sunt ca niște ghimpi în viața ta. Dacă înainte erai gelos, dar o gelozie de aia care nu e sănătoasă, și după ce ești cu Hristos, în continuare ești gelos și n-ai dat la o parte, cum zice Dumnezeu, ai lăsat un ghimpe și un spin mereu, mereu în viața ta. Dacă înainte nu puteai să fii în unitate cu cineva, lipsa de unitate într-un grup, și după ce te-ai întors la Hristos, din nou nu poți să fii în unitate, este un ghimpe în viața ta, în viața ta de credință. Dacă înainte erai invidios și când te-ai întors la Hristos, și în viață, pe calea lui Hristos, mereu ești invidios. Sunt lucruri care trebuie să scapi și să renunți la ele ca să nu-ți fie ghimpe și spin în coastă. Aș vrea ca să facem o rugăciune de proclamare. O rugăciune de proclamare acum. În care toate aceste, am zis câteva, ele ar putea să fie mult mai multe, care am identificat așa, observând chiar și în viața mea și în mijlocul nostru. Aș vrea să facem o proclamare în care să spunem înaintea Domnului că aceste păcate și să le rostim cu voce tare, dacă există în viața noastră, să nu mai aibă nicio putere și să plece și să renunțăm. Lucrul acesta trebuie să facem. Pentru că poporul Israel n-a făcut ce a poruncit Domnul și n-a renunțat la multe lucruri și din cauza aceea au trebuit să sufere și n-au trăit o viață de biruință. Haideți cu toții. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și eu voi proclama și dacă tu simți că vrei să faci lucrul acesta, poți să-l faci. Orice duh de neiertare. Hai să repetăm toții. Orice duh de neiertare. În numele lui Iisus Hristos. Să plece din viața mea. Orice mânie. Din viața mea. Să plece în numele lui Iisus Hristos. Orice duh de gelozie. Care nu este după voia lui Dumnezeu. În numele lui Iisus să plece. Orice trădare, orice duc de trădare. În numele lui Iisus Hristos să plece din viața mea. Orice duc care face să fie lipsă de unitate în viața mea. În numele lui Iisus Hristos, poruncesc să plec.
orice, orice duc de invidie. Îi poruncesc în numele Atotputernicului Iisus Hristos. Să plece din viața mea. Orice alte ispite cu care m-am luptat și nu am biruit. În numele Mărețului Iisus Hristos. Îi poruncesc să plece din viața mea. Orice ură, în numele lui Iisus Hristos să plece. În numele lui Iisus Hristos, sunt liber de orice ispită și orice păcat cu care m-am confruntat înainte de a fi pe calea Domnului. În numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, sunt liber în Hristos. Amin.
omul.